Am înțeles. Dacă nu s-a dus rău. Mamă, de ce ai ieșit, mă, că uite, mă, ăștia ies, frate. Ricardo, te-ai făcut de râs, ești nebun, cică, go home. Îmi zice mie el, go home. Bă, îmi zice el mie, go home. Du-te, bă, de aici că ai ieșit. Te-am făcut să ieși din meci, ești nebun. Te-am făcut să ieși din meci, tu îmi zici mie, go home. Du-te, bă, de aici. Salutare, mă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Bă, băieți, data asta o să-și continui la noul event, New York Plaza. Hai să dăm aici directul în da a doua. Nu mai stăm la discuții, ești nebun. Nici nu știu cum arată masa, băieți, n-am mai jucat. Adică nu că n-am mai jucat, n-am jucat. Efectiv, nu am jucat la acest event deloc. Ok, o masă simpluță. N-am ce să zic. Da, oricum, băieți, nu masa contează, ci inelul. Inelul chiar arată mișto inelul, n-am ce să zic. Chiar îmi place, jucăm aici cu Atef de level 166. N-am mai jucat biliard de ceva timp, sincer să fiu. În ultima vreme am jucat doar Stumble Guys. Nu vreau acum să caut scuze, dar chiar n-am mai jucat biliard de ceva timp. Vă și arăt în ligă după, să vedeți că... Gen, n-am mai jucat efectiv, n-am mai făcut coins. Am chiar scăzut foarte mult coins. Pentru că n-am mai jucat biliard și na. Nu am mai învățat să joc, ca să zic așa. Ok, și-a luat plinele. Ce încearcă acum? Bila 2? Nu, greșeală dacă dă cu bila 2 acum. Greșeală mare. Păi da, și-a dat seama. A, da tare acum, o să le spargă palea. Dar mai rău le-a pus. Și mai are continuare. Vede bilele alea, o să dea tare în ele, sperăm că nu bagă niciuna. Altceva n-are ce să... A dat încet. Mamă, era să bage bila aia 4, mă. Dacă băga bila aia 4, se termina meci, băieți. Dar nici eu n-am o masă prea ușoară. Nici eu n-am o masă prea ușoară, băieți. Dăm la asta un efect sus, aș da. Dar mai tare. Ceva de genul, e bine. E bine, e bine. Ok, bila asta. Aici am dat un pic cam tare, vreau să dau un pic mai încet. Dar e ok, băieți. Mai tare aici. Ok, perfect. Și la asta un efect sus. Să bag bila 10, mă, dar nu te duce prea mult. Stop, 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 stop. Văd bila 10, hai că o văd, o văd, o văd. Văd bila 10, dar bila 14. Ok, la bila 14 o să avem o mică, mare problemă, băieți. Nu știu cum se va poziționa alba. Ah, ok, bine, e perfect. Bun, hai că ăsta e meciul meu, nu mai am ce să greșesc. Nu mai am ce să greșesc, băieți. Ok. Hai să vedem dacă facem și primul nostru win. Bun. Hai că s-a jucat bine meciul ăsta. S-a jucat bine meciul ăsta. Ia să vedem următoarea rundă. Eu le sparg și ei fără albă, dacă se poate, bun. Hai că s-a putut. Și dacă îmi iau eu jumătățile, chiar dacă ar fi trebuit să-mi iau pline, dar am niște bile blocate. Nu prea am dat bine, nu vreau să dau așa. Ok. S-ar putea să avem o mică, mare problemă. Trebuie să scăpăm de bila 13. Dacă dau acum cu bila 13, după o să bag bila aia 14. Ok, dar nu știu dacă o să-mi vină mie poze la bila 11.
Deci o să vină alba pe aici. Și ar trebui să fac o, să am o poziție destul de bună la bila 14. Dar nu știu dacă e atât de bună. Pentru că vreau să, cu bila asta vreau să-mi las poziție la bila 13. Și am dat prea tare. Sau? Am dat prea tare și nu mai în continuare. Da. Greșeala a venit. Ok, am avut noroc și am băgat așa. Dar am băgat și alba și am pierdut meciul. Am băgat și alba și am pierdut meciul, băieți. Ok. Am dat prea tare acolo, mă, dacă nu mă grăbeam eu. Dacă nu mă grăbeam eu, la bila aia 14 să dau mai încet un pic. Probabil era meciul meu. Probabil. Hai să-l vedem pe el. Ar putea să greșească. Nu știu unde, dar ar putea, poate la neagră. Merge doar în dreapta. Și e cam lipită de mantă și poate dă cu ea în colț la jumate. Cine știe, băieți? Cine știe? Până la final mai e să vedem dacă face vreo greșeală. Mamă, cum le dă băiatul ăsta aici nebun. Zici că are cheat-urile, dar așa rapid una după alta. Nici nu stă la discuții. Nici nu stă la discuții, aici mai tare. Ok, a modificat efectul. A vrea să dea... Da, bravo, 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 îmi place. Place cum s-a gândit să dea cu ea la jumate să-i vină poste la bila aia 8. Dar nu știu dacă o să-i vină o poste chiar așa bună. Ba, da, i-a venit o poste perfectă. Ok, foarte bine a jucat-o. Să vedem dacă dă cu ea în colț la jumate, dar n-ar trebui, are level 300 totuși. Ok, bravo. Bravo, bro. E greu, mă, ce nu-mi plac mie turnamentele astea. Deci că poți să câștigi primele două meciuri și pe ultimul pierzi, asta mi se pare foarte, da, foarte, foarte enervant. Ok. Însă inelul chiar îmi place. Deci inelul chiar îmi place, n-am ce să zic. Băieți, în ultima perioadă n-am mai jucat nici la coins, n-am mai jucat la nimic, de fapt n-am mai jucat. Da, v-am zis, nu vreau să caut scuze, doar vă zic, pentru că aveam și eu 500 de milioane coins, odată și odată. Odată am avut și eu 500 de milioane coins și acum mai am 200. V-am spus asta ca să știți că nu am mai jucat în ultima perioadă, dar o să-mi revin, băieți, pur și simplu, nu știu, nu mi-a mai adus plăcere să joc. Nu mi-a mai adus plăcere să joc și v-am spus... M-am jucat, ia uitați cum intre alba, și v-am spus că în ultima perioadă am jucat Stumble Guys. Și da, nu mi-a mai adus plăcere să mă joc biliard, dar o să-mi revin, băieți. O să-mi revin, o să facem clipuri de alea forță, din nou. Ia să ne gândim noi puțin că ar trebui să spar și bilele astea. Ok, aș da așa. Aș da așa. Fără neagră dacă se poate și fără albă. Ok, hai că alba n-a intrat și nici neagră, bun. Dar ce mi-am ales eu? Plinele? Și ar merge asta? Ce că ar merge? Bă, dar a rămas alba acolo, mă. A rămas alba acolo și ce bilă să bag eu acum, afară de bila 7. A, bine, bila 5. Ok, hai să o gândim puțin aici. Dacă băgăm bila 5, ce poziție o să am? Aș avea eu poziție la bila aia 2, dacă dau cu puțin efect sus, dar... Nu știu ce să zic. Mie să nu intre ala, băieți. Și am dat și tercel. Ba, n-am dat tare, am dat încet și n-am poziție. Ok, mai tare trebuia să dau, se pare. Am comis o greșeală. O greșeală de neierta, băieți, acum suntem obligați să facem imposibilul, să dăm la maxim. Ce noroc am avut că s-a oprit în bila aia, dar fără. Oprește-te, mă, odată. Mamă, cât să-mi vârte, ești nebun. Hai că n-am dat rău, ar merge bila 10, dar bila 3, hai să ne gândim puțin. Dacă băgăm noi un efect sus, ar putea să lovească alba în bila 10 și să ne rămâne poziție. Dar altceva ce să încercăm? Exact, mamă, fix la asta mă gândeam, frate.
Deci fix asta, îmi imaginam că se întâmplă și fix asta s-a întâmplat. Îi dăm așa tare mantă în ea. Știu ce se întâmplă dacă dau tare, ori alba, ori neagră va intra, dar băieți... Bă, ăsta e ghinion, mă. Ăsta e ghinion, mă. Nu prea-mi place masa asta, mă. Sincer. Te fură rău de tot masa asta. Te fură rău de tot masa asta și băieții nu joacă Epic Game. Asta e una dintre chestiile care mă enervează foarte tare. Băieții nu joacă Epic Game. Deci nimeni nu vrea să joace Epic Game la masa asta. Deci, pe bune. Frate, o masă de distracție până la urmă. Adică dă-i încolo de coins. De coins. Dă-i încolo de coins și ești nebun. Că astăzi, azi, faci, mâine, pierzi. Dă-i încolo, ești nebun la cap. Dar nu vor băieții. Să joace Epic, ce să le facem? Meciul viitor o să zic că o să dau un Epic Game. O să-i zic. Să vedem dacă vrea, dar să vedeți că nu o să vrea, pentru că nimeni, efectiv, nimeni nu vrea Epic Game pe masa asta. Și nu știu din ce cauză. Ok, normal că dă încet, joacă la gaură băiatul, să nu greșească ceva, ești nebun. Ok. Și s-a terminat meciul. Bun, s-au dus încă 10 milioane, s-au dus pe Pili, Papa Zâmbete, ești nebun. S-au dus Papa Zâmbete încă 10 milioane. Hai să mai dăm un meci, zicem și Epic Game. Ok, Imran. Ia să vedem. Epic Game, fratelo. Ăsta la spardere nici nu stă la discuții, băiatul ăsta ești nebun. Nici nu s-a stă la discuții aici. Ia. Nu joacă. No. Uite-te și tu. Uitați-vă și voi, mă. Deci nu vorbeți, Epic. Bine, măcar de treabă. Măcar de treabă și a zis nu. Deci, pe bune, decât să zică da și să dea țeapă, măcar de treabă și a zis nu. Să-l vedem cum joacă, dacă se descurcă până la ultima bilă. E greu, mă, e greu. Și-a luat și plinele. Adică, totuși, trebuia să-și ia jumătățile, mă. Că e greu așa. Ia vezi cu neagra aia. Joacă palpitații. Ia vezi neagra, ia vezi neagra. Ia vezi ce faci Imran cu neagra aia. Ce faci Imran cu neagra aia, ești nebun să joacă. Să joacă cu ea. Ok. A vrut să bagi bila 2, dar nu merge bila 2. Bar merge. Nu știu, cred că mergea. Mamă. Ia vezi neagră. O să dea la maxim, știam. El nu bagă neagră, deci el e singurul om care nu bagă neagră. Și o să-i rămână și poziție. Și m-a bătut. Deci e singurul om din lumea asta care nu bagă neagră. Eu dacă dădeam la maxim, băgam și neagră și alba, băieți. Intră. A, mă, nu se poate așa ceva. Și vede, nu se poate așa ceva. Bă, dar cât noroc să ai, mă. Pă bune, asta deja e noroc de la nesimțit. Deja e noroc de la nesimțit. Ia să vedem, apare karma? N-apare. Ba, da. A apărut. A apărut karma, băieți. Bă, dar cum bă să nu dai efect la bila? Mă, se vedea clar că intră alba. Ok, hai să deschidem și noi cutiile astea, băieți, ca să facem loc la altele. Ok, deschidem și pasta. Nu știu, băieți, dacă voi maxa tacul, dacă voi reuși. Nici n-am văzut ce level, 27, cred, ia să vedem. Să dăm noi un upgrade, 27, 28 acum. Și levelul maxim cât e, 39, cred, sau nici nu știu. Da, mai vedem băieți, dacă voi reuși să îl maxez. Mai dăm un match aici, pentru că, na, îmi place masa, ești nebun. Și nu o să mai dureze prea mult până când o scoate băieți. Până când se va scoate.
Să profităm și noi cât mai mult. Marcelo, ia să-l vedem noi pe Marcelo. Ok. Nu, aici mie îmi place să le sparg drept, băieți. Mie îmi place să le sparg drept. Da? Nu mai îmi place. L-am băgat și negru. Și încă 100 de bile. Dar nu mai intrați, mă, frate. Dacă mai intră multe bile, o să-i fac meciul prea ușor. Îi fac meciul prea ușor la băiat. Ia vezi tu cu neagra aia. Joacă, face palpitații neagra aia. Ia. A dat încet. Păi fix așa se ducea aici, nebun. Se ducea în bila galbenă și cred că fix în gaură se ducea. Și-a luat jumătățile. Ok, s-ar putea să nu mai apucăm să dăm băieți. Nu prea mai are ce să greșească. Sincer, are bilele puse pe gaură perfect. Sunt perfecte bilele aici, nebun. Ok. Și bila 15. Bila 15. Ok, și s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Ok, băieți, m-a bătut. GG, Marcelo, bravo. Bila 10, mă. Nu, cred că e bine. Și nici nu vede. Bun. Dar de ce, mă, bă? De ce să grebesc ăștia, mă, frate? Că din poziția asta chiar era ușor. Ia uite, e frică să joace tare, mă, frate. E frică să joace și tare. Mi-a băgat mie 100 de bile, ești nebun. Am uitat să-i zic Epic Game, băieți. Am uitat să zic. Să îi zic Epic. Dar presupun că nu vrea. Dacă vrea, îmi zicea el. Ok, am dat un pic cam tare. M-am panicat aici un pic. Am zis că intră alba. Am zis că intră alba, s-a terminat meciul. Am dat cam tare, ce-i drept. Și aici puțin. Ok. Și ar trebui să iasă alba cumva pe după bila mea și după se ducă cumva să vină, să plece. Doamne, așa să avem poziție. Am dat și tare, mă. Am dat și tare. Da, în poziție bun. Perfect. Perfect match. Bun. S-a terminat șmecheria. S-a terminat, ești nebun. Hai să mai dăm un meci, băieți. Mai dăm unul, hai să deschidem și cutia. Îmi pare rău, băieți, că le deschid cu cash, dar eu zic că se merită, având în vedere că vreau să mă acces stack-ul, eu zic că se merită să le deschid cu cash. Ok, următorul. Hai să-i zicem Epic Game data asta. Data trecută am uitat să zic. 293 modi. Ia să vedem pe modi dacă vrea Epic Game. Vrei Epic Game? Ia. Cred că vrea. Sau nu cred că vrea. Mă, uite, nimeni. Deci, pe bune, că cât am jucat eu... Uite, nu. Ok. Cât am jucat eu la masa asta, băieți, nimeni n-a vrut Epic Game. Deci, nimeni. Bine, nu m-am jucat nici prea mult, că am doar un inel din câte ați văzut. Dar nimeni n-a vrut să joace Epic Game. Uite că vrea, mă. Cred că vrea să joace. Sau nu știu. Poate doar a dat așa de control. Da. Sau? Asta nu intră direct. Dacă dă așa. Îmi mai zic o dată Epic Game. Nu știu ce vrea să facă. Nu știu ce vrea el să facă. Da, nu vrea. Ok. Nici n-a băgat-o.
Nici n-a băgat-o, mă, ești nebun. Ok, la asta aș da mai tare un pic. Bă, din orice poziție intră Alba, incredibil acest joc. Incredibil acest joc. Ok. Bun, bila 13 acum, presupun. Dă cu bila 15. Trebuie să dea un pic mai tare. Și Alba aia nu vrea. Nu vrea. Păi de ce să vrea? Opa. A, merge bila aia, mă. Am crezut că e obligat să facă carambul și poate rata. Avea o șansă să rateze la carambul. Dar n-a fost obligat să-l facă, da, și m-a bătut. Și cred că m-a bătut. Eu aș da cu bila 10 acum. Exact. Exacto. Bun, bravo, Moody. Bravo, bro, GG, well play. Și cu efect corect corespunzător. Bravo, Moody, bravo. Ai jucat bine, bro, n-am ce să zic. Dă cu mantă, face trick. Wow, ce se încearcă aici. Păi încercăm și noi trick, băieți. Ok, n-a băgat-o. N-a băgat-o, dar o să încercăm și noi trick. Dacă putea să o bage direct, deci putea. Să nu ziceți că nu putea și că de-aia dat așa. Putea să o bage direct, dar n-a vrut. A vrut să facă trick. Ok, o să facem și noi. Ok, nu o să mai facem și noi trick, băieți. Nu cred că mai vreau, sau? Mai face vreun trick? A, dă cu o mantă, mă, doar o mantă, mă. Măcar apreciez că dă cu o mantă. E de apreciat că măcar dă și, măcar o dă și pe aia. Vreau să încerc să ceva frumos la neagră, dar na. Intră Alba aia din orice situație. Din orice poziție, băieți, intră Alba aia. Ok. Haji. 172. Ia Haji să vedem. Drept îmi place mie să le sparg. Într-o 100 de bile. Ia să-i cerem. Epic. Au intrat 5 bile. Așteptăm puțin să vedem dacă vrea. Mai zicem o dată. Băi, dacă nu zice nimic, nu jucăm Epic Game. Ok, nu jucăm Epic Game dacă nu zice nimic. Și ne luăm și jumătățile, băieți, că asta e schemă, ca să fie masa cât mai goală, mă înțelegeți? Și oricum nu sunt puse rău jumătățile astea. Ok, am atins puțin neagră, nu e niciun fel de problemă. Aș vrea să bag, aș vrea să bag bila asta nouă, dar efectul, nu știu ce efect să dau ca să nu intre Alba. Și acum băgăm pe asta cu un efect dreapta. De ce a luat-o în sus dacă am dat efect dreapta? Băi, uneori nu mai înțeleg efectele astea, băieți. Deci, pe bune, uneori nu le mai înțeleg. Hai că mă mir că n-a intrat Alba. Mă mir că n-a intrat Alba. Ia să vedem o bilă frumoasă aici. O să încercăm ceva la neagră, bineînțeles, dacă mai apucăm până la neagră. N-aveți de unde să știți cum intră Alba. Sau cum blochează bila. Ok, ar merge asta. Da, ar merge. Și fără efect. Perfect.
Perfect. Bă, dar sunt bilele lui pe masă. Mă trebuia să fie masa goală ca să încerc ceva la neagră. Dar o să încerc. Tot o să încerc. Dar era mai frumos dacă era masa goală. Ok. Ia să vedem, băieți. Sper să nu iasă din meci. Să nu creadă că dau direct, că eu chiar vreau să încerc un trick. Închis ceva. Sper să nu intre cu mantă, că eu vreau să dau un kiss. Nu știu unde ar intra. Cred că aici am ar intra sau nici nu știu. Ia să vedem. Sper să iasă kiss, să nu intre direct. Ok, și kiss. E incredibil așa ceva. E incredibil așa ceva. Mereu bag alba dacă dau tare, băi. Deci mereu intră alba dacă dau tare. Orice ar fi. Orice ar fi, intră alba. Ok, am pierdut meciul, că nu cred că dă el ceva la neagră, ceva spectaculos, dar măcar am încercat. Am încercat să fac ceva frumos, n-a ieșit din păcate. Aia se mai întâmplă. Dacă jucam pentru coins, băieți, eu băgam direct, știți și voi asta. Dar, na, am vrut să mă dau un spectacol, cum s-ar spune. Mamă, mamă, cum era să intre alba aia, mă. Nu știu, se duce diferit pe masa asta, bila albă. Gen, se duce bila albă fix unde e ținta. Ok, interesant. Să mai băgăm una, facem episod de o oră, băieți, dar nicio problemă. Nicio problemă, băieți, noi ne distrăm aici. Noi ne distrăm, ești nebun. Mamă, level 600, Ricardo, wow! Wow, 600 level. Joacă și cu Duck Ice. Ah, ok. Ce face, mă, n-are inele ăsta? What, level 6? Ce a zis? A zis Epic Game? A zis un mesaj, dar n-am văzut. A dat un mesaj, dar n-am apucat să văd. N-am apucat să văd. Go, ha, am înțeles. Nu, nu vrea, nu vrea. Păcat, mă, nici level 600 nu vrea, mă. Nici level 6 este, nu vrea Epic Game. Bă, dar tot timpul mie, bă, nu m-a invitat, mă, frate. Bă, eu nu știu cum să opresc cererile astea, băieți. Că eu știu că le-am oprit, dar trebuie să mă uit acolo în setări. Ok, și-a luat și plinele. Și-a luat și plinuțele. Nu e o masă ușurică, dar nici greuță. Plus că oricând poate să greșească pe masa asta, pentru că bila albă n-are oprire, efectiv. Efectiv, n-are oprire bila asta albă. Se duce unde poate. Ia uite, vine înapoi. Wow, n-are nicio logică. Ok. Dar cred că... Da, mă bate, mă bate. Mamă, cât de încet să joacă aici. Cât de încet să joacă aici, ești nebun. Bravo, Ricardo, bravo. Bravo, te-ai făcut de râs, ai level 600 și nu joci Epic Game. Na, na, că a venit karma și la tine. A venit karma și la tine că nu joci Epic Game. Ia, are noroc? Hai că era să aibă. Era să aibă noroc. Ia să găsim vreun de-asta, unde să mișto. Ok, lasă altă dată. Trebuie să-mi pun mesajele astea mișto, băieți, primele, ca să le am acolo. Știți ce zic? Chibira albă ar trebui să vină jos. Sau să rămân acolo, e bine și așa. Bă, dar s-a băgat bila nouă în față. Las că e mai bine, e mai bine. Că nu mai suntem nevoie să dăm tare. Bun. O să încercăm ceva la neagră, din nou. Stop, 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 stop. Mai du-te, mă. Ța. Bun.
Hai că nu s-a dus rău. Mamă, de ce ai ieșit, mă, că uite-mă, ăștia ies, frate. Ăștia ies, că eu chiar vreau să încerc ceva la neagră din nou. Din nou vreau să încerc ceva la neagră. Ricardo, te-ai făcut de râs, ești nebun, ci că go home. Îmi zice mie el, go home. Bă, îmi zice el mie, go home. Te bă, dai aici că ai ieșit. Te-am făcut să ieși din meci, ești nebun. Te-am făcut să ieși din meci, tu îmi zici mie, go home. Tu te bă, dai aici. Ok, băieți, cam atât a fost acest episod. O să luăm acest inel probabil pe un live sau episod, cine știe. Important e că o să-l luăm, chiar o să mă joc. O să mă joc mult mai mult de acum încolo biliard. Ok, băieți, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe. Eu am fost Sebastian. Ciao!